În primul rând v-aș întreba de ce ne fascinează atât de mult găurile negre? Aș îndrăzni să încep de la cercetători, pentru că primii care sunt fascinați de găurile negre suntem chiar noi. Cercetătorii care lucrează sau nu neapărat lucrează în mod direct cu teoria care descrie Universul. Noi înșine suntem fascinați pentru că știm sigur că în interiorul găurilor negre tot ceea ce noi cunoaștem despre Univers nu mai este valabil. Nu știm care este fizica ce ar putea fi valabilă în interiorul găurilor negre. Bănuim că ar avea de-a face cu o nouă teorie a spațiului, timpului și a materiei și încercăm de zor să găsim această teorie. Doar că publicul este fascinat în mod, aș îndrăzni să spun, indirect, tocmai datorită faptului că aceste concepte au fost incluse în cărți, în filme, în care acest mister al găurilor negre a fost transmis ulterior publicului, tocmai lăsând spațiu, lăsând o deschidere spre scenarii care au de-a face cu science fiction mai degrabă decât cu fizica, deși că fizica și science fiction-ul sunt foarte legate una cu alta, iar găurile negre, aș îndrăzni să spun, sunt acel domeniu în care legătura este extrem de puternică, poate cea mai puternică în absolut. Am făcut o mică cercetare înainte de acest interviu și am urmărit și reacțiile după premiul Nobel, discuțiile de pe diferite forum și mi-am selectat câteva întrebări legate de subiectele de actualitate și unul dintre cele mai prezente sunt găurile negre supermasive și de ce continuă ele să rămână o enigmă a fizicii. Deci, sunt enigme din cel puțin două puncte de vedere. Unul, faptul că noi avem aceste găuri negre masive, precum cea pentru care a fost dat premiul Nobel, Gensele Genz, cea din interiorul galaxiei noastre, care are masa 4 milioane de ori cea a Soarelui, însă știm cu siguranță că în Univers există găuri negre și mai mari, cu masa miliarde sau chiar 10 miliarde de ori cea a Soarelui. Ei bine, unul dintre mistere este cum s-au format aceste găuri negre. Deci încă nu avem o explicație coerentă și consistentă legată cum au luat naștere aceste găuri negre. Acesta ar fi un prim mister. Al doilea este efectiv legat de faptul că în aceste găuri negre, deci intrând în aceste și găurile negre extrem de masive, dacă ne-am apropiat de ele, să spunem, dacă am avea posibilitatea să călătorim cu o rachetă spre o gaură neagră extrem de masivă, am putea intra în interiorul ei, densitatea medie este cea a aerului, deci nu am rămâne striviți imediat ce intrăm, ce depășim orizontul evenimentelor. Însă, îndată ce am intrat în găurile negre, nu știm ce se întâmplă în interiorul lor. Și atunci putem să ne imaginăm că am călătorit în timp, am călătorit în alte universuri, ceea ce din punct de vedere al fizicii actuale nu este, deci ar fi nu neapărat obligatoriu, dar rămâne oarecum permisă acest scenariu. Și acesta este al doilea mister. Al treilea mister are de-a face cu, să-i spunem, un mister oarecum diferit față de celelalte două, pentru că ar trebui să aparțină fizicii pe care o cunoaștem. Este așa numită radiația lui Hawking. Faptul că găurile negre, cele mici în timp foarte scurți, cele mari în timp enormi, ar trebui să nu trăiască pentru totdeauna. Deci găurile negre n-au o viață, n-ar trebui să aibă o viață infinită, ar trebui să se evapore prin acest fenomen care are de-a face cu mecanica cuantică, radiația lui Hawking, care însă la ora actuală a fost demonstrat însă pe modele, să-i spunem, pe modele mecanice. N-a fost nicio gaură neagră găsită, tocmai pentru că ar trebui o gaură neagră microscopică, care să se evapore înaintea detectoarelor noastre. Deci, dacă rămâne oarecum, suntem aproape convinși că găurile negre ar trebui să trăiască în timp limitat, însă certitudinea finală nu avem. Doar m-aș putea continua, dar mă opresc cu aceste trei, să le spunem, 2 plus 1 mistere. O altă teorie care este și greu de explicat publicului larg, dar ne dă și fior, este a Universului hologramă, de altfel și găurile negre pot fi văzute ca o hologramă. Au găurile negre un univers în ele? Deci, holograma înseamnă că tu, să spunem,
vezi un spațiu tridimensional sau îți imaginezi un spațiu tridimensional, însă acest spațiu tridimensional ar avea, de fapt, mai puține dimensiuni. Ar avea, să-i spunem, doar două. Și a fost demonstrat, de exemplu, că toată informația conținută într-o gaură neagră, care are un anumit, să-i spunem, volum, de fapt, s-ar putea măsurând suprafața găurii negre. Deci aria este o suprafață, deci informația este conținută în suprafața găurii negre. Aceasta ar fi principiul holografic legat de găurile negre, care exact îți spune că informația este conținută într-o dimensiune inferioară față de ceea ce noi vedem în găurile negre. Și lucrul ăsta este destul de interesant, deci există teoreme, demonstrații în care Stephen Hawking a avut un rol determinant. Și alții au avut un rol determinant în acest lucru. Și asta ne spune că există încă ceva în cadrul găurilor negre, exact conceptul de informație, care la ora actuală încă nu știm dacă se conservă. Se bănuiește că da, a fost demonstrat indirect conservarea informației, însă nu știm cum s-ar putea conserva. Este foarte fascinant și este un argument în care știința la ora actuală este în plină revoluție și desfășurare și tocmai aș sfătui tinerii care ne ascultă să meargă să studieze fizica pentru că sunt o serie de mistere care încă așteaptă să fie rezolvate. Cred că ați răspuns deja la întrebarea asta, că era, e posibil ca aceste găuri negre să aibă un mecanism intrinsec de păstrare a informației? Deci se bănuiește că da. Tocmai pentru că această demonstrație, repet, indirectă, întrucât demonstrația a fost făcută, să-i spunem, pe o teorie geamănă, se numește dual theory, a demonstrat că ceea ce s-ar întâmpla în gaura neagră ar fi asemănător cu ceea ce se întâmplă în teoria interacției nucleare puternice. Și cum noi știm că în interacția nucleară puternică informația se conservă, ar rezulta, repet, în mod indirect, că ar trebui să se conserve inclusiv în cadrul găurilor negre. Acest lucru l-a văzut ca protagonist, de exemplu, pe Stephen Hawking, care pusese un pariu care, în cadrul acestui pariu, el susținea că informația nu se conservă. Însă, după demonstrația indirectă în care un fizician, Juan Maldacena, a avut un rol determinant, a acceptat că a pierdut pariul și chiar el însuși susținea că informația ar trebui să se conserve. Cum însă? Nu știm. Se bănuiește oarecum că prin însăși radiația lui Hawking, dar e ceva acolo care încă nu convinge cercetătorii și rămâne încă un mister cum ar putea fi conservată informația în interiorul unei găuri negre. S-a discutat despre trimiterea unei sonde către o gaură neagră. Credeți că e doar o discuție de dragul discuției? Ar avea sens o astfel de misiune? Ar putea să ofere niște date? Da, deci există două posibilități. Cea cu sonda spre o gaură neagră, la ora actuală, e cam fără sens. Fără sens la ora actuală, întrucât sonda, ca să ajungă la o gaură neagră, ar trebui să călătorească zeci de mii de ani sau chiar și mai mult. Deci, până să reușim să înțelegem ce se întâmplă acolo, nu știm nici măcar cine, cum și ce ar găsi pe Pământ informația care ar trebui să călătorească și ea, la rândul ei, nu știu câți ani să ne ajungă de acolo. Ceea ce însă să spunem, ar putea fi din nou un tip de science fiction, însă se încearcă să se facă, este să se creeze mini găuri negre la acceleratoarele de particule. Evident, probabilitatea de a realiza acest lucru este infimă, tocmai pentru că nu avem energia suficientă pentru a realiza o mini gaură neagră. Și aici, dacă vă amintiți, în 2008, când trebuia să înceapă Marele Accelerator de la Geneva, chiar a fost o discuție în care se susținea că nebunii de fizicieni vor să distrugă lumea, pentru că dacă vor crea o mini gaură neagră, aceasta va înghiți Pământul, Universul și așa mai departe. Nu comentez Au acest fost și în România scenariu. astfel de proteste. Un celebru patron de televiziune, unul din personajele nocive ale lui Ceaușescu, a organizat astfel de proteste în România, spunând că o să disperăm după experimentele CERN. Da, nu mă miră. Deci nu răspund la această, să-i spunem,
Însă există o probabilitate extrem de mică, însă nu zero, să reușim într-o zi, poate cu un accelerator mai puternic, să facem ceea ce e echivalentul trimiterii unei sonde spre o gaură neagră, în care la ora actuală nu avem capacitatea de a realiza, tehnică de a realiza acest lucru, ci să ne creăm propria noastră mini-mini gaură neagră. Însă, în cadrul fizicii, este frumos să visezi și cine visează, de exemplu, să trimită o sondă spre o gaură neagră, în ciuda faptelor că la ora actuală pare ceva de domeniu futuristic, science fiction nebunesc, este bine să viseze, pentru că tot ceea ce am realizat la ora actuală, la un moment dat, era un vis ce părea altora o nebunie curată. Deși dumneavoastră specialiștilor vă place mereu să spuneți că suntem abia la începutul cunoașterii pe o scară a evoluției, la fel ca omul care a învățat să folosească o suliță sau un arc, poate pic mai mult, totuși în ultimii ani s-au făcut descoperiri importante și rapide în fizica atomică, fizica particulelor subatomice și aici avem coarcii, acest mister care continuă să rămână mister. Ce sunt coarcii ăștia și de ce continuă să rămână un mister? Mă bucur extrem de mult pentru această întrebare, pentru că la partea de fizică nucleară, să-i spunem jumătatea de fizică nucleară în care lucrez, are de-a face cu coarcii. Deci coarcii ar fi particule elementare, asemănătoare cu electronul, însă de electron auzim toată ziua, pentru că electricitate, electron, bănuiesc că majoritatea celor care ne ascultă și majoritatea oamenilor, cel puțin dintr-o lume educată, știe ce este un electron. Poate mai puțin știu ce este quarkul, chiar dacă ar trebui să știe, pentru că quarkul este o particulă din care este compus protonul și neutronul. Deci protonii și neutronii sunt compuși din aceste particule mai mici, considerate la ora actuală elementare. Zic la ora actuală pentru că dacă mâine, să spunem, vom avea un accelerator extrem de puternic și eventual am reușit să demonstrăm că inclusiv quarkul este făcut din altceva, nu va mai fi elementară. Deci, coarcii sunt componentele cele mai mici ale materiei care interacționează prin așa numită interacție nucleară puternică, precum protonul și neutronul. Dar protonul și neutronul nu sunt unicele particule făcute din coarci. Am demonstrat la acceleratorii de particule că există un întreg zoo, să spunem așa, de particule compuse din coarci. Și nu doar din acel tip de quarci care sunt în cadrul protonilor și neutronilor, care sunt de două tipuri, se numesc up and down. Pe lângă aceștia există alți patru quarci care compun aceste particule, să le spunem, efimere. Deci reușim să le creăm, cresc extrem de puțin și se dezintegrează în particule stabile, precum exact protoni, neutroni, fotoni, electroni și așa mai departe. Eu lucrez cu tocmai unul din cei patru quarci care nu compun lumea normală, cea din care ai făcut calculatorul, eu însămi. Se numește quarkul straniu, strange, și îl studiem la acceleratorul Daphne de la Frascati pentru a răspunde la o serie de întrebări la care nu avem la ora actuală un răspuns, să reușim să măsurăm cât de puternică este interacția acestui quark cu restul materiei. Răspunsul la această întrebare ar putea să ne răspundă la o altă întrebare. Ce este în inima stelelor de neutroni? Și așa mai departe. Ce i-ar plăcea cercetătorului Cristina Cruceanu să descopere cu echipa ei în perioada imediat următoare sau ce v-ar plăcea să vedeți că se descoperă de alte echipe de cercetători? Deci, ceea ce mi-ar place să descoper ar fi o violare a mecanicii cuantice. Deci, un semnal care ne-ar arăta că mecanica cuantică are limite de valabilitate. Deci, ceea ce facem aici la experimentele de la Gran Sasso. Evident că dacă așa ceva ar fi posibil și rămâne de văzut dacă este posibil, această eventuală modificare a mecanicii cuantice ar fi extrem de mică, tocmai pentru că în toate procesele pe care le cunoaștem, mecanica cuantică este valabilă și nu a demonstrat până la ora actuală că ar avea, să-i spunem, limite de valabilitate. Însă mie personal, ceea ce mi-ar place cel mai mult să demonstrez ar fi faptul că mecanica cuantică are limite de valabilitate, ceea ce ar însemna că trebuie să găsim o nouă teorie, precum a fost, să zicem, teoria lui Newton, care a fost înglobată în teoria lui Einstein,
mi-aș imagina un proces asemănător. Actuala mecanică cuantică, cu toate misterele și puzzle-urile, paradoxurile ei, să fie înglobată într-o nouă teorie care are mai multe fenomene relativ la mecanica cuantică pe care o cunoaștem. Orice discuție cu un fizician este spectaculoasă, dar mai ales te obligă ca apoi să faci o lectură serioasă. Probabil un interviu de genul ăsta îl derulezi de multe ori și te uiți, ia să mai vedem pe Wikipedia, ia să vedem ce a mai zis cu tare, ia să vedem ce se desparte. Și tocmai din această cauză am selectat dintre comentariile de pe site-ul nostru un mic fragment care mi-a plăcut și aș fi curios să văd ce spuneți și dumneavoastră. Zice: toată această complexitate inimaginabilă creează, pentru cine poate să o înțeleagă, un spectacol intelectual de proporții monumentale. Întrebarea tulburătoare este cum pot lucra fizicienii cu aceste noțiuni și cum își pot depăși sentimentele de inferioritate când vin în contact cu măreția Universului. Țin să spun că majoritatea fizicienilor nu au nici cel mai mic sens de inferioritate. Ba dimpotrivă, mulți fizicieni, în special cei care lucrează în fizica teoretică, se consideră un pic de mici dumnezei care creează teoria. Nu degeaba au numit-o The Theory of Everything, teoria întregului, tocmai pentru că nu au nici cel mai mic sens de inferioritate. Ba, exact cum spuneam, cred că sunt capabili să creeze teoria care descrie nu doar universul nostru, ci chiar alte universuri. Deci, spunând acest lucru, ceea ce este valabil și ceea ce domină în un om de știință, un fizician în primul rând, este această curiozitate, acest simț al minunăției, deci cum spunea însuși Einstein, nu cetesc să mă minunez în fața acestui univers. Deci considerăm faptul că noi, oameni mici, pe o planetă mică, în periferia unei galaxii, într-un univers care are miliarde și miliarde, sute de miliarde de galaxii, să încercăm și să înțelegem ceea ce se întâmplă în acest univers și deja să ajungem unde am ajuns, este cu adevărat o incredibil, este o cucerire incredibilă. E adevărat, universul este extrem de complex, e adevărat, sunt o grămadă de lucruri pe care nu le cunoaștem, cum spuneam mai înainte, probabil mult mai mult ceea ce nu cunoaștem decât ceea ce cunoaștem, însă această curiozitate care macină, care e motorul însuși al cercetării, nu are nimic de a face cu simțeminte de inferioritate. Este un propelent, propelling, incredibil pentru a merge un pas mai înainte și orice pas înainte, câteodată chiar și un pas înapoi, este o cucerire incredibilă față de această minunăție care este Universul.